Muzeul Olteniei Craiova, secția de etnografie și Casa Bănii organizează Târgul Meșterilor Populari în parteneria cu Primăria Craiova și Consiliul Județean Dolj. Târgul a ajuns la ediția cu numărul 43, fiind o expoziție în aer liber plasată în piața William Shakespeare cu o durată de 3 zile în perioada 28-30 octombrie. Am ajuns la 43-a ediție a Târgului Meșterilor Populari. Este, aș putea spune, cea mai veche manifestare culturală din Craiova. Anul acesta se împlinesc 54 de ani de la prima ediție, care a fost în 1968. Târgul s-a dezvoltat de-a lungul anilor, dacă în primii ani erau reprezentate doar zonele etnografice din Oltenia, acum fiecare provincie istorică a României este bine reprezentată prin diverse meșteșuguri, plecând de la ceramică, la prelucrarea lemnului, la dulciuri tradiționale. Venim în acest an după o pauză de 3 ani, o pauză datorată pandemiei. Ne-a fost greu să renodăm tradiția, dar semnalele sunt pozitive, vremea este bună și cred că în următoarele 3 zile craiovenii se vor bucura foarte mult de acest târg. Vreau să precizez că târgul este organizat de către Muzeul Olteniei în colaborare cu Ansamblul Maria Tănase, cu Consiliul Județean Dolj și cu Consiliul Local și Primăria Municipiului Craiova. La eveniment au fost prezenți diversi producători din diferite părți ale țării care și-au adus roadele muncii pentru a le vinde oamenilor în cadrul expoziției. Ansamblul folcloric Maria Tănase a distins atmosfera în mod plăcut prin jocuri populare și cântece tradiționale interpretate de cântăreți de diferite vârste. Publicul a fost foarte încântat de obiectele scoase la vânzare, încât au și achiziționat și au rămas plăcut surprinși de eveniment. Îmi plac, simt că tradiția de la toți rămâne în viață. Și îmi plac, mă pasionează și mi se pare ceva frumos, ceva cu suflet, care trăiește, să zic așa, prin ce ei. Mai aveți astfel de produse acasă? Da,